Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Bună seara! E vineri și asta înseamnă că Generația Z este din nou pe post. Abia așteptam să fiu din nou în fața microfonului. Ediția din seara asta este despre stai. Înainte de asta, să-ți reamintesc totuși că eu sunt Mario Soare, iar alături de mine este nimeni alta decât Tinca Zaharia. Le vei mai auzi, bineînțeles, și pe Catinca Bejenaru, Cătălina Bâtcă, Anastasia Buzatu, dar și andrelele noastre de excepție, Teodorașcu și Drumen. După cum știi, suntem vorbăreții studenței Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și timp de o oră ne asculți live pe București FM. Dar gata, ce dau atât de multe din casă, totuși să continue Tinca să spună ce te așteaptă în seara aceasta. Hello, hello! Astăzi vorbim despre un subiect sensibil, așa cum spun unii, dar de fapt e unul important pe care mulți îl bagă sub preș, din păcate. Apropo, vorbim despre educație sexuală. Este îngrijorător că România este în continuare țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană. Deci, în seara asta discutăm cu Ana Niculescu, coordonatoarea națională a programului Comprehensive Sexual Education din cadrul Federației Asociațiilor Studenților de Medicină, dar mai multe despre ea în câteva clipe. O să vorbim și despre cât de importantă este educația sexuală pentru tineri și de ce este nevoie să fie informați despre acest subiect, de la igienă, sarcină, la boli cu transmitere sexuală. Așa este și evident că nu lipsesc nici reacțiile generației Z, pentru că Andreea și Catinca au fost curioase și au stat de vorbă cu tinerii, ele au testat cât de multe cunosc oamenii despre acest subiect și cât de interesați sunt să afle. O concluzie scurtă, destul de mulți nu se simt confortabil să discute despre asta încă. Anastasia nu ne lasă să ne plictisim în acest weekend, am înțeles că e un festival pentru liceenii pasionați de teatru, un alt festival cu sticăre, în plus mai e și Târgul Internațional de Artă Contemporană București. O voi lăsa pe Anastasia să ne spună mai multe detalii puțin mai târziu și, evident, un nou episod Generația Z înseamnă și o nouă recomandare de film din partea Catincăi. Sigur, te-am intrigat și vei fi alături de noi în seara asta. Acum, muzică să fie! Ascultăm Gold de la Loi pe București FM în Generația Z. Generația Z. Nativii digitali se dau pe radio. În direct pe București FM am ascultat Gol de la Loi, am ascultat și în seara aceasta un nou invitat se află alături de noi, pe numele său Ana Niculescu, și vrem să-i mulțumim pentru că a acceptat invitația, mai ales pe o tematică atât de controversată. Bine ai venit la noi, Ana! Sperăm și vrem să credem că o să te simți bine la radio. Ne-am gândit să te prezentăm puțin și ascultătorilor noștri. Ana Niculescu este coordonatoare națională a programului Comprehensive Sexual Education din cadrul Federației Asociațiilor Studenților de Medicină, voluntară în cadrul Departamentului de Sănătate Sexuală și al Societății Studenților în Medicină București, a fost coordonatoarea proiectului de prevenție a cancerului de sân, în care ocupă în prezent funcția de asistent coordonator. Ea este asistent coordonator al și al proiectului Iubește Informat de educație sexuală și spune despre ea că și-a găsit pasiunea întâmplător, dar încă de la prima prezentare a știut că asta îi se potrivește cel mai bine. A câștigat premiul de cel mai bun prezentator în școli, în cadrul Galei Asociației din care face parte, și își dorește să putem vorbi liber și informat despre ceea ce se întâmplă cu corpurile noastre, lăsând rușinea la o parte. Este studentă la medicină în anul al treilea. Bună, Ana! Ne bucurăm să te avem alături. Ești pregătită pentru întrebările noastre? Da, sunt pregătită. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu aici și... Da, să-i dăm drumul! Vom începe din prima foarte tare. Foarte bine! Ce ar trebui să învețe tinerii prin educația sexuală? Prin educația sexuală, în principiu, se învață orice. Pentru că educația sexuală, așa cum este și sexul ca și concept, stă la baza piramidei nevoilor omului și atunci prin educație sexuală putem să învățăm absolut orice, putem să dezvoltăm în orice domeniu. Deci Maslow a gândit-o bine cu piramida, a pus și acolo ceva important. Da, exact, a gândit-o foarte bine, că omul trebuie să mănânce, să meargă la baie și să se reproducă. Am înțeles. Cum înțelegi tu virginitatea? Virginitatea, în primul rând, nu are o definiție unică. Nu e cum o înțeleg eu, cum o înțelege X, cum o înțelege Y. Toată lumea o înțelege în felul propriu. Virginitatea este, în primul rând, strict un concept social. Nu există, gata, am pus degetul pe virginitate, asta e. Nu există ceva fizic, nu există ceva care să ateste virginitate sau nu. Deci este strict un concept social și atunci toată treaba asta de virginitate o definește fiecare pentru el însuși, pentru că și în sine sexul este definit de fiecare persoană, de ea însăși. Adică nu există o definiție clară pentru sex, nu există o definiție clară pentru virginitate. Da, și ce mai bine să nu ne complicăm să definim ceva care poate trebuie lăsat așa. Exact, exact. Înțeles fiecare... de fiecare în parte. Da. Exact. Exact, sunt total de acord cu ce ai spus. Știm că a fost mare discuție despre testele de virginitate. Ce părere ai tu despre ele?
Foarte bună întrebare, chiar așteptam să deschidem subiectul, să intrăm în subiectul ăsta. Da, testele de virginitate au fost o mare frustrare a mea, pentru că nu, ele reprezintă strict un abuz. Pentru mine testul de virginitate se poate pune semnul de egal cu abuz. Abuzul este un subiect mult mai larg, testul de virginitate este strict un exemplu. Asta aș spune că este singura diferență. Se face doar la persoanele purtătoare de vagin, ceea ce este iarăși o formă de abuz. Se face fără bază anatomică și fără niciun fel de principiu medical în spate, cum că virginitatea ar fi prezența sau absența membranei himenale. Păi tocmai am spus că virginitatea înseamnă ce vrea fiecare să însemne pentru el însuși. Și atunci cum poți să atezi virginitatea? Plus că virginitatea asta și testul acela care se face, și Doamne ajută că acum 2 săptămâni s-a și interzis testul la cerere, o mare victorie. Serios? Pot să... Da, o foarte mare victorie din punctul meu de vedere. Și atunci, testul respectiv, ceea ce făcea el, era să ateste integritatea membranei himenale. Cum foarte multă lume percepe că ar însemna virginitatea. Deci tot la întrebarea a doua ne duce. Deci da, exact. Deși eu știu că nu toate fetele au himen sau diferă foarte mult de la fată la fată, deci foarte bine că s-au scos. Diferă foarte mult de la persoană la persoană, se pot naște fără, se pot naște cu o membrană foarte groasă, care indiferent de contact, indiferent de tipul penetrării, nu s-ar rupe. Da. Și la bază, să zicem, e un cuvânt pe care mă feresc să-l folosesc, dar un grosime normală a acestei membrane nu s-ar rupe în timpul contactului sexual, în timpul penetrării, pentru că ea se rupe doar în momentul nașterii naturale. Atât. Ok, uite, eu vreau să te întreb, să schimbăm puțin zona în care mergem, care sunt cele mai mari riscuri la care suntem supuși atunci când subiectul educației sexuale este ignorat în școli? Pentru că noi despre asta vrem să vorbim în această seară mai mult, educația sexuală din România. Ce părere ai tu despre asta? Cred că depinde foarte mult și la ce categorie de vârstă ne raportăm, pentru că la copii riscul cel mai mare o să fie pentru dezvoltarea unor frustrări, dezvoltarea unor perversiuni, dezvoltarea unor caracteristici ale comportamentului care pot să devină abuzive pe viitor. Deci la copii cam ăsta ar fi cel mai mare risc al absenței educației sexuale. La adolescenți, sarcinile și bolile care se păstrează și pe parcursul vieții în continuare, adică sarcinile nedorite, pentru că iarăși nu vreau să intru în subiectul ăsta să zicem acum că sunt eu promotor sau ceva. Păi o să intrăm puțin la următoarea întrebare, dar, deci da, poți să te pregătești. Exact, da, sarcinile nedorite care duc la multe alte lucruri. Și bolile, pentru că bolile sunt foarte periculoase. Simptomele principale ale bolilor cu transmitere sexuală sunt absența simptomelor. Da, deci am putea spune că afectează și psihic, dar și fizic. În foarte mare parte psihic, da. Înainte să afecteze fizic, în cea mai mare parte afectează psihic. Da. Ok. Că tot vorbeai mai devreme de nu vrei tu să intri în subiect, da. La următoarea întrebare am vrea să ne spui cum îți explici faptul că România este o țară cu un procent ridicat de mame minore. Cred că știi foarte bine acest subiect și se discută și la voi. Știu, și o să vă mai zic ceva, este un procent foarte mare și la persoanele, mai ales adolescenții, cu boli cu transmitere sexuală. Deci suntem pe primele locuri la multe lucruri. Nu pot să-mi explic. Suntem campioni, dar nu la ce vrem. Exact, suntem campioni, dar nu la ce trebuie. Nu pot să-mi explic, pentru că există internetul, există accesul la informație și atunci cumva copiii și adolescenții și inclusiv adulții își iau lucrurile astea de pe site-urile de pe care nu trebuie, respectiv din industria pornografică. Și există și o vorbă pe care eu o tot spun și lumea mă tot aude când o spun, că să înveți despre sex și să înveți educație sexuală din pornografie e ca și cum ai învăța să conduci în plină oră de vârf în ambuteiaj din Fast and Furious. Deci e cam același lucru. Da, am înțeles. Și totuși, cum îi învățăm pe tineri să prevină bolile cu transmitere sexuală? Vorbim cu ei, le spunem. Comunicare de bază. Da, comunicare. Era o chestie legată de treaba asta, că dacă vrei ca cineva să înțeleagă care-i treaba cu bolile și cu infecțiile, le arăți o poză. Da, le arăți o poză din spital, un caz clinic și o să fie marcat pe viață și nu mai vrea niciodată. Exact ca și videoclipuri despre care ai spus mai devreme, adică trebuie să asociem puțin ca să-i facem să înțeleagă. Da, bine, acum nu recomand să facem asta, să le arătăm direct poze din cazurile clinice, dar comunicarea e de bază, să înțeleagă că... Să iei treptat totul. Exact, și să înțeleagă că ei trebuie să nu aibă niciun fel de rușine, sunt lucruri care se întâmplă în corpul tuturor oamenilor și nu este niciun fel de rușine.
Da, da, da. Și că tot vorbim de comunicare și despre cum transmitem informația corectă, care crezi că ar fi cea mai eficientă modalitate de predare a educației sexuale în școli și cum crezi că ar înțelege tinerii cel mai bine ce trebuie să facă cu corpurile lor? Eu vă zic din experiența mea și cum am fost eu în școli și cum am ajuns eu la tinerii din școli, fără profesorul lor prezent, fără diriginte, fără profesori. Noi avem o prezentare standard, mergem, le explicăm lucrurile care mi se par nouă foarte, foarte importante și după ei au o sesiune de întrebări și își pun curiozitățile lor, întrebările lor. În momentul în care este un profesor prezent sau un adult prezent, un adult mai mare decât noi, ei nu mai au nicio întrebare, sunt foarte sfioși, sunt foarte rușinați, ei nu vor să afle, deci tratează și în sine lecția ca pe ceva foarte funny, foarte amuzant, ceva ce, hai să râdem că ia uite ce ne spune și asta. În momentul în care nu este adultul prezent, ei devin mai curioși. Da, 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 devin da. Curioși. Și ce folosiți mai mult, imagini sau ce strategie aveți ca să-i atrageți, zic, să-i introduceți puțin în subiect? E o prezentare foarte drăguță, cu niște gifuri, cu niște poze, cu niște treburi, dar iarăși, comunicarea e de bază, deci comunicare, comunicare. Și răspunsul la întrebările lor. Da. Asta e important. Da, să le stimulăm cumva curiozitatea. Cum scăpăm de impresia că bolile cu transmitere sexuală te fac murdar? Adică... Este vorba de o stigmatizare. La fel și la persoanele HIV pozitive, așa cum a fost, deci este o stigmatizare, pur și simplu. În momentul în care noi începem cât mai mult să vorbim deschis, să spunem lucrurilor pe nume, uite, boala respectivă înseamnă că în corpul tău se întâmplă lucrurile astea și doar lucrurile astea. Și ca orice altă boală, adică nu exact, este ca orice altă boală, da, dacă ai o dereglare a tiroidei, să spunem, se ferește lumea să dea mâna cu tine? Nu, păi atunci dacă ai fi, de exemplu, HIV pozitiv, nu se transmite printr-un contact mână cu mână, de ce nu putem să dăm mâna? Da, exact, de ce să fii așa de speriat? Da, sunt tot felul de gândiri greșite în cultura noastră, din păcate, și trebuie să le schimbăm. Exact, și tocmai de aia să avem această discuție cu tine. Și ce facem în cazul în care aflăm că suntem infectați cu o boală cu transmitere sexuală? Păi, primul lucru la care trebuie să ne gândim. Primul lucru este să nu ne panicăm. Da, diagnosticul că am fost infectați cu acest tip de boală nu este un capăt de lume. Nici măcar la HIV nu mai este un capăt de lume. Sunt niște pastilute pe care le iei și... Lumea a evoluat foarte mult exact, și se medicina poate trata a evoluat foarte mult. Și trebuie să nu ne panicăm, să nu sărim la concluzii. Aoleu, ce se întâmplă? Aoleu, ce fac acum? Mergem, vorbim cu un specialist, el ne recomandă în funcție de boala sau infecția pe care o avem, ce tratament trebuie să urmăm și ne ținem de tratament. Da, până la urmă se poate rezolva orice, nu trebuie să te sperii și să... Da, în momentul în care aflăm de o infecție sau de o boală, e foarte important, dacă mai avem relații de natură sexuală, să anunțăm partenerul, neapărat. Da. Tot la comunicare ajungem. Tot și la să comunicare. Fim sinceri. Exact. Și ce îi recomand unui tânăr care nu cunoaște suficient acest subiect și este timid în același timp să discute cu prietenii și apropiații despre asta? Să caute pe cineva unde poate să găsească informațiile respective. Sunt pagini de Instagram, sunt grupuri de Facebook, suntem noi care facem treaba asta și încurajăm. Există formulare de întrebări anonime la care se răspunde și poate să caute informațiile acolo. Poate să le caute inclusiv pe internet, doar să fie atent de pe ce site își ia informațiile. Da, să fie un site veridic până la urmă. Da. Și cred că e foarte important să se gândească cu cine ar putea să vorbească despre asta liber, fără emoții, fără exact. Rușine, cel mai bun prieten al lui poate sau da. Un anumit părinte, nu știu, mă gândesc eu. Cu o persoană în care are încredere, cu o persoană cu care se simte cât de cât confortabil. Exact. Știu de asemenea că și relația cu ginecologul tău trebuie să fie una foarte bună. Și vreau să te întreb de ce tinerii evită sfaturile medicale înainte să înceapă viața lor sexuală și ce crezi că îi determină să se îndepărteze de subiect și să realizeze ulterior greșelile făcute? Cumva e un lucru general ăsta, adică nu ascultăm de doctor. E ceva ce se aplică în toate domeniile, deci nu e vorba doar de ginecolog sau urolog, da, în cazul băieților.
există această teamă de doctor generală. Eu inclusiv am o teamă așa de doctor, să merg la medic, să merg la spital, îmi este frică. Cui și atunci, exact, da, și atunci dacă nu știu că este ceva foarte important sau ceva foarte grav, amân ca orice român. Hai, lasă că mă duc mâine, mă duc, încep de luni să mă duc, da? Deci... Și nu mă duc dinainte, mă duc când sunt... Da, mă duc când trebuie neapărat. Da, în ultimul stadiu, să zic. Totuși, consider că părinții ar trebui să fie mai implicați în explicațiile oferite copiilor în legătură cu educația sexuală sau ar fi mai benefic să aștepte întrebările lor? Dacă cum crezi că trebuie să acționeze? 100% sincer, 1000% sincer, contează foarte mult tipul părinților. Da, dacă părinții sunt deschiși la comunicare, dacă părinții sunt dispuși să susțină copiii și să înțeleagă, pentru că de multe ori părinții sunt primii care nu au avut parte de educație sexuală. Și la rândul lor au trecut prin asta. Exact, da, dacă ei nu au noțiunile respective, nu au cum să le dea mai departe. Și dacă sunt părinți deschiși și dacă vor să fie implicați, atunci ar fi bine să pornească de la ei, mai ales în primele etape, da? Există o teorie susținută de anumite studii. Știți cum e aia? Cercetătorii din Anglia au descoperit că... Da, există o teorie. Teoria a fost făcută de ceea ce eu numesc părintele educației sexuale și anume Freud, da? Freud, pe lângă toate lucrurile pe care le-a făcut el pe lângă toate lucrurile pe care le-a făcut el cu psihoanaliza și cu denumirea subconștientului, el a făcut treaba asta în care a corelat fiecare etapă a vieții noastre, pornind de la primul an de viață, cu relația și instinctele sexuale care sunt cumva călcate în picioare sau care li se dă curs de către părinți și în funcție de cum reacționează părinții, copilul respectiv va avea sau nu diverse traume și diverse tulburări de comportament. Da, și asta se dezvoltă treptat, odată cu vârsta. Da, în fiecare etapă. Este o etapă până la un an, este o etapă până la 5, 6, 7 ani, să zicem, până pe la 10, 11, 12 ani și după adolescență și partea de adult. Dar totuși, de la ce vârstă crezi că ar fi cel mai bine ca un tânăr să se documenteze despre educația sexuală? Că tot vorbeai despre etapele astea. Să se documenteze singur? Da, singur. Adică să poată citi și să înțeleagă ceva de unul singur. De la grădiniță, cel puțin. Așa de nu, vreme? Nu, adică să înceapă să citească el, nu o să citească la grădiniță, dar ar trebui făcută un tip de educație sexuală. Adică la grădiniță să înțelegem, uite, eu sunt fetiță, eu am chestiile astea, eu sunt băiețel, eu am lucrurile astea. Da, ok, e o diferență diferenția între noi. Și e foarte important încă de la grădiniță să înțelegem, eu dacă nu vreau, tu nu mă atingi nicăieri. Da, e foarte importantă treaba asta cu consimțământul pe care lumea nu prea o înțelege. Da, rămâne un principiu acolo. Da, exact. Și trebuie indus principiul ăsta, dar trebuie băgat în capul copilului încă de când este mic. Ca să înțeleagă cât mai repede. Da. Eu... vreau să dezbatem o temă din cadrul educației sexuale și anume, ne poți explica în câteva cuvinte ce înseamnă HPV? Pentru că știu că este peste tot, în ultimul timp, din păcate, mai ales în Europa de Est și în România. Fiind în Europa de Est, nu mai zic, sunt foarte multe cazuri, din ce în ce mai grave și dacă ne poți spune ce înseamnă el și cum se manifestă. Pe înțelesul tuturor. Da, 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 normal, pe înțelesul tuturor și pe înțelesul meu. Nu, și tot să fie și pe înțelesul meu, fără definiții complicate. HPV-ul este un virus, este un organism, da, care vine în corp și care îți atacă corpul. El funcționează ca oricare alt virus, dar are marele păcat că nu prezintă simptome la început, când intră în organism și asta e marea problemă. Există un vaccin HPV, da? La purtătorii de vagin, HPV-ul poate cauza cancer. Da, la cei care nu au vagin, nu cauzează cancer, este puțin mai puțin periculos. Da. Dar se recomandă vaccinarea care acoperă multe tulpini periculoase, atât la fete cât și la băieți. Asta vă să te întreb mai și noi, adică ne încurajez să ne vaccinăm. Da, absolut. Și ca fete și ca băieți. Da. Am înțeles. Da. Totuși, spune-ne și cum faci față presiunii de a-ți începe viața sexuală. Pentru că mulți se gândesc și la asta, în afară de virus, de vaccin. Există o presiune din partea societății, nu știu, prieteni și așa mai departe, care poate nu-ți priesc. Există o presiune și din ce am observat, există o presiune negativă. Adică, hai, nu faci negativă deodată. Clar. Hai, că ia uite, ai rămas singura. Sau fel de forțare. Da, ce mai aștepți? Ești urâtă, ce aștepți? Da, adică există lucrurile astea și adolescenții spun lucrurile astea foarte des.
e important să înțelegi că trebuie să faci lucrurile atunci când le simți. Iarăși, treaba cu consimțământul pe care o instalăm cumva în gândirea unui copil. Trebuie să instalăm aceeași gândire și că dacă nu este confortabil să spună ceva sau să facă ceva, să nu facă. Chiar pot să vă povestesc că a venit un copil de 8 ani la mine. 8 ani, da? Înțelegeți? Era în clasa a doua. În ce vârstă? La, nu știu, în ce clasă da, ești da, la 8 cam ani? Așa. Exact. Și mi-a spus că el simte foarte multă presiune, că lui este frică să vorbească cu colegii lui de la școală, pentru că ei vorbesc despre cum se fac copiii și lui nu-i place ideea asta și el n-ar vrea să facă copii. Da, și nu trebuie forțat. Exact, el n-ar vrea să facă copii prin metoda asta și cumva era frică să le spună lucrul ăsta și încerca să pară și el la fel, să fie de acord, da, ia uite, așa vreau și eu să fac. Adică corect. Era constrâns de colectiv. Da, și cred că cu asta trebuie să rămânem, cu ideea asta, faptul că fiecare face ce vrea când vrea și trebuie să decidă pentru propria persoană. Exact. Noi îți mulțumim foarte mult că, mulțumesc că și ai eu. Fost. Dacă vrei la final să oferi și un sfat ascultătorilor, ar fi ideal. Cât mai scurt și cât mai bine conceput. Cât mai scurt, conceput. Da, încerc să se informeze. Și să înțeleagă că trebuie să facă doar lucrurile cu care sunt 100% confortabil și stay safe. Ăsta e sfatul pe care îl dau mereu. Mulțumim mult de tot, cu drag. Mulțumim. Urmează Ferrari de la James Hype. Suntem acum în studio cu Catinca Bejenaru și Andreea Teodorașcu și vin acum cu o statistică care spune cam așa. 3 din 4 români sunt de acord cu predarea educației sexuale în școli. Cu cât educația sexuală este făcută corect și adaptată vârstei, cu atât viața sexuală începe mai târziu. Peste 3 sferturi dintre români sunt de acord ca educația sanitară și sexuală să fie predată în școli, adecvat fiecare vârste și ca materie de sine stătătoare, în condițiile în care familia este valoarea principală pe care o împărtășesc. Unii români asociază cel mai frecvent educația sexuală cu protecția, siguranța sau metodele contraceptive, alții cu ceva pozitiv sau benefic și restul cu informarea sau transparența. În scopul introducerii educației sexuale în școli, românii susținători ai acestei măsuri ar sprijini acest demers prin votarea implementării educației sexuale în școli, dacă ar avea ocazia, și ar da acordul cu privire la predarea educației sexuale pentru copiilor, iar peste o treime dintre respondenți ar promova educația sexuală pe rețelele de socializare. Pentru cei care consideră că educația sexuală este prioritară, principalul motiv este cel al informării sau conștientizării, urmat de evitarea sarcinilor nedorite, dar și de lipsa de comunicare în familie pe această temă. Alte persoane cred că s-ar micșora riscul de a contacta boli cu transmitere sexuală, mai sunt câțiva care consideră educația sexuală necesară și prioritară, iar prin introducerea educației sexuale în școli ar fi posibilă scăderea numărului de avorturi, evitarea abuzurilor sexuale, dar și vârsta timpurie la care se începe viața sexuală. Pentru cei care sunt de părere că educația sexuală nu ar trebui predată în școli, principalul motiv de respingere este că acest tip de educație nu este pentru copiii cu vârste mici, lipsește personalul specializat și că educația sexuală ar trebui să pornească de la părinți. Statisticile sună interesant, dar hai să fim preciși și să ascultăm înregistrările fetelor pentru a ne da seama de ideile tinerilor cu privire la importanța educației sexuale și la reticența ori acceptarea studierii despre acest subiect. Eu una cred că tinerii în ziua de azi sunt mult mai deschiși în ceea ce privește educația sexuală în comparație cu părinții noștri și chiar sunt curioasă de răspunsuri. Cel mai bine, hai să dăm drumul voxurilor. Crezi că e necesară educația sexuală în școli? Da, pentru că, din nefericire, lumea este foarte irresponsabilă. Da, consider că este necesară, pentru că ar trebui, de la o vârstă cât mai frumos, să știi ce înseamnă acest act sexual. Da, eu cred că este foarte necesară, mai ales la tineri. Cu siguranță este necesară. Consider că s-a ajuns unde s-a ajuns cu țara asta din cauza că tocmai nu s-a predat educația sexuală în școli. Da, cred că este chiar foarte important să învățăm despre educația sexuală în școli. Da, pentru că adolescenții nu comunică foarte mult cu părinții și ar avea nevoie de o persoană cu care să vorbească despre asta. Ce crezi că s-ar preda în acea oră? Eu cred că în primul rând ar trebui să predea anatomia, prevenirea și să nu mai fie un subiect așa de tabu cum îl fac oamenii. Cu siguranță cum să te protejezi și cum să fii pregătit să ai un copil. Sincer să fiu, asta cu avorturile, cu creșterea copiilor la vârste fragile. Ar fi utile niște informații despre anatomie. Presupun că ar trebui să se ofere informații despre anatomia corpului, atât la bărbați cât și la femei, despre metodele de protejare, cum ar fi prezervativele, anticoncepționale și așa mai departe. Știi ce sunt bolile cu transmitere sexuală și cum te protejezi de ele? Deci știu, da, știu. Sunt niște boli care se transmit prin acel act sexual, bineînțeles. Și cred că cea mai comună metodă de a te proteja este folosirea prezervativului. În general, da, dar cred că este
o idee bună să aflăm mai multe. Da, știu ce sunt bolile cu transmitere sexuală și, din fericire, cea mai simplă soluție este prezervativul. Nu e mai complicat de atât, nu e mai greu de atât. Da, sunt anumite măsuri de protecție, dacă asta se enumără bolile cu transmitere sexuală și intra și în alte informații adiționale, dar cu siguranță fiecare dintre noi știe ce sunt bolile cu transmitere sexuală și cât de periculoase sunt. În mare parte da, dar cred că aș vrea să aflu mai multe. Crezi că vaccinarea contra unei boli cu transmitere sexuală ar trebui să fie obligatorie sau să fie o alegere personală? Cred că ar trebui să fie o alegere personală și să nu fie obligatoriu. Cred că ar trebui să fie o alegere personală, dar dacă ești activ, ar trebui să te vaccinezi. Să fie o alegere personală. Nu cred că ar trebui să fie obligatorie, dar ar trebui să fie cât mai mult promovată. Să fie o alegere personală, dar să-ți asumi. Da, ar trebui să fie obligatorie, pentru că după ieși alegerea ta să-ți iei bătaie în mijlocul străzii dacă ai lăsat-o pe una cu toate bolile pe cap. Deci da, ar trebui să fie obligatorie, neapărat. După mine ar trebui să fie obligatorie pentru că foarte mulți oameni sunt inconștienți. Am ascultat și voxurile și pentru că săptămâna asta pe teren au fost Catinca și Andreea, o să revenim la întrebarea cum vi s-a părut pe teren, fetelor? Mai să știi că chiar a fost mișto experiența, deși, sincer să spun, am rămas puțin dezamăgită, puțin mai mult chiar, pentru că ne-am chinuit destul de tare să găsim persoane care să-și dorească sau să fie dispuse să vorbească cu noi despre subiectul ăsta, știi? Au fost foarte mulți care erau deloc informați sau le era rușine. Și era de așteptat totuși să se întâmple asta. Dar, Andreea, ție cum ți s-a părut? Într-o singură zi din săptămână a plouat și atunci am fost noi să luăm voxuri. Ați gândit bine. Am observat că oamenii păreau așa grăbiți, mai ales băieții, nu știu dacă erau grăbiți sau rușinați totuși. Deși majoritatea persoanelor au fost dispuse să ne răspundă, am simțit că le era rușine să vorbească despre asta. Te pare că subiectul ăsta e încă tabu în România. Eu una mă așteptam ca lumea să fie reticentă legat de subiectul ăsta, dar poate în timp o să se schimbe percepția oamenilor. Cum a fost la voi, fetelor? Ați avut ore de educație sexuală în școală? Ați vorbit cu părinții sau a fost considerat un subiect tabu? Uite, să știi că la mine în familie n-a fost deloc considerat un subiect tabu, iar la școală n-am făcut deloc ore de educație sexuală, poate niște ore de educație de sănătate, dar am fost foarte norocoasă pe partea familiei. Mama mea a vorbit și încă vorbește cu mine despre subiectul ăsta foarte deschis. Uneori chiar și în ciuda protestelor mele, de ce să mint, până la urmă știm cu toții că e destul de... nu e foarte confortabil să vorbești cu părinții despre subiectul ăsta, da. Dar totuși a zis și Ana că e comunicarea e de bază. Este. Tu, Andreea, ce ne poți spune? Eu, în schimb, am avut ore de educație sexuală, cred că prin clasa a șasea, deci au fost lucruri elementare. Ai învățat în România sau? Da. Ok, la mine n-a fost. Nu, că au fost doar două ore, cred. Țin minte și acum că atunci mama a semnat o foaie, cum că e de acord ca eu să particip. Și mulți părinți nu au fost de acord ca și copiilor să participe, dar nu știu, mie mi se pare un subiect care chiar trebuie discutat. Da, dar din păcate, uite, și din cauza asta, că părinții nu sunt de acord, copiii văd că părinții se opun educației sexuale și atunci nici ministerul nu prea e de acord să vină cu materia asta. Dar chiar aș vrea să vă întreb și eu ceva referitor la educația sexuală. Ați vrut sau, mă rog, ați avut nevoie vreodată să vorbiți cu cineva despre acest subiect, dar v-a fost rușine să o faceți? Doar pentru că lumea nu promovează discuțiile de genul cât ar trebui să fie promovate? Mai sigur, cred că au fost momente în care mi-a fost rușine sau nu neapărat rușine, cum să-ți spun, de fapt poate n-am știut eu cum să pun problema sau cum să întreb corect ca să nu interpreteze lumea. Iar acum, ce să zic, uitându-mă în spate, cred că sunt momente în care regret că n-am întrebat mai devreme. Ca să știi totuși din Clar, timp. Clar, da. Andreea, tu ce părere ai? Și la mine au fost momente în care am simțit nevoia să vorbesc cu cineva despre asta, dar nu am apelat la părinți, nu știu, poate... Aflam mai repede anumite lucruri, dar a existat mereu zidul acela între copil și părinte. Da, cred că asta există la toată lumea, cred că și la tine, Tinca, s-a întâmplat. Da, când eram mai mică, mai degrabă mă informam eu singură pe net decât să o întreb pe mama. Parcă nu-ți venea atât de să o întreb. Da, acum mi-e mult mai ușor să vorbesc și mie la ea. E clar, ne-am maturizat și vedem altfel lucrurile. Adică nu cred că e cineva care poate să zică, da, eu m-am dus direct și am vorbit cu tata și cu mama și ne-am înțeles din prima și nu cred.
Cred că am putea să stăm multe ore în fața microfonelor în formula asta și să vorbim despre cum am vrea să fie îmbunătățit subiectul educației sexuale, pentru că trebuie îmbunătățit în România, cu siguranță. Trebuie. Sau să povestim chiar experiențe care dovedesc că nu se pune accentul suficient pe partea asta. Dar trebuie să vă anunț că ascultăm chiar acum o nouă piesă pe București FM, Leonii de la Remedy. Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Iată că am ajuns și la subiectul al treilea din această seară. N-avem cum să trecem pe lângă ce ne-a pregătit Anastasia, iar din ce am înțeles, în ediția de astăzi nu avem un eveniment, ci evenimente. Așa că spune-ne, Anastasia, cu ce ne surprinzi în această seară. Bună, Mario! Pentru episodul de azi am descoperit trei evenimente pe care vreau să le împărtășesc cu tine. Chiar în momentele astea se desfășoară gala festivalului Vocea Teatrului Licean Bucureștean. Și da, acest festival este cel mai mare eveniment dedicat promovării artei dramaturgice în rândul elevilor bucureșteni. 16 licee din București au participat la competiție cu piese clasice sau creații proprii. Gala și-a ridicat cortina pentru participanți la ora 18 la Palatul Național al Copiilor. Și ca să nu uit, București FM va acorda un premiu pentru scenariul original. Piesa va fi înregistrată în studioul de teatru radiofonic și va fi difuzată pe post. Ce eveniment fain! Apropo, anul trecut am participat și eu la un astfel de festival la Chișinău și chiar a fost o experiență super tare, atât pentru mine ca participant, cât și pentru cei care au venit să ne vadă. Super! Trebuie să vii și în România ca să te menții. Da. Următorul eveniment pe listă este Bucharest Stickers Fest, care a ajuns la ediția a treia și ține până mâine seară. Nod Makerspace, pe Splaiul Unirii numărul 160, este locul unde vei găsi o expoziție neconvențională cu stickere din toată lumea, caligrafie, graffiti și multe workshop-uri. Pe lângă toate acestea, m-a impresionat foarte tare că poți să urmărești procesul de creare a unei picturi murale. Biletul e de fapt o donație de 10 lei, iar calendarul festivalului îl poți găsi și pe pagina de Facebook Bucharest Stickers Fest. Și am și o premieră pentru tine. Astăzi s-a deschis MOBU, Târgul Internațional de Artă Contemporană București. El va ține până pe 28 mai la Romaero Băneasa. Vor fi prezenți 30 de expozanți cu vârste cuprinse între 7 și 77 de ani. Și da, ați auzit bine, cel mai tânăr expozant are 7 ani. Prima ediție vrea să înglobeze mai multe teme și vei vedea cât de mult încurajează creativitatea și viziunile îndrăznețe. Scopul târgului este expunerea artiștilor și a galeriilor emergente, atât în fața publicului tânăr, cât și a celui experimentat. Și cum arta e pasiunea mea cea mai mare, știi că trebuie neapărat să merg să văd. Pentru mai multe detalii și cum găsești bilete, accesează site-ul mobu.ar. Sunt sigur că o să mergi, e imposibil să ratezi așa ceva, mai ales că scrii și poezie, adică este pe domeniul tău. Și nici nu știu cu ce să încep, Anastasia, pentru că ne-ai prezentat foarte multe evenimente. Cred că niciunul nu trebuie ratat și că fiecare va avea parte de un public numeros. Pe mine cel puțin m-ai atras cu ultimul dintre ele, mai ales că ai spus de Puștiul de 7 ani care își va prezenta opera de artă, adică la vârsta aia să fii printre artiștii unui târg internațional. E o performanță mare, zic eu. Pe tine, Tinca, ce te impresiona cel mai mult? Eu aș minți dacă aș spune că n-am fost interesată de gala Festivalului de Teatru pentru Tineri. Cred că e clar deja pentru toată lumea că mă pasionează subiectul și abia aștept să ascult pe postul București FM spectacolul radiofonic. Dar și celelalte două evenimente sigur trebuie luate în considerare. Cine știe, poate ajung și eu la unul dintre ele. Cu siguranță. Mulțumim mult, Anastasia, pentru pregătirea asta minuțioasă a evenimentelor. Se vede că nu prea stai pe acasă. Ai găsit extrem de multe opțiuni și asta nu ne face decât să ne bucurăm. Haideți să mergi și la Catinca, care săptămâna aceasta a venit cu recomandarea de film. Ce ne poți spune, Catinca? Uite că astăzi îți spun, tot am vorbit de educație sexuală și despre importanța ei. Vin către tine cu o modalitate mai ușoară, poate, de a învăța și de a descoperi aceste lucruri atunci când nu vrei să ai această discuție ușor stânjenitoare. Azi vorbim despre serialul Sex Education, care, după cum îi spune și numele, ne introduce în lumea descoperirilor de sine, ca să zic așa, într-o manieră comică, dar ușor cringe. Ne aflăm în lumea unor simpli liceeni care se zbat să înțeleagă situațiile în care se află și mai ales schimbările care au loc în corpul lor. Serialul abordează probleme cât se poate de serioase, de la experiența primului act sexual, ce înseamnă abuzurile fizice, psihologice, cât și cele sexuale, avortul și bullying-ul. Uite de ce vin către tine cu această recomandare, ai ocazia să înveți o grămadă de lucruri din el, cum să reacționezi în anumite situații, modalități prin care poți face față bullying-ului, lucruri super importante despre sex, bineînțeles, cum să te protejezi, puțină anatomie, cum să înveți să spui nu, dar chiar și cum să spui da. Mi se pare că e o modalitate prin care poți afla și înțelege lucruri despre tine. Pentru mine cel puțin așa a fost, iar impactul pe care l-a avut asupra mea a fost unul foarte mare, mai ales că eu, din păcate, n-am făcut educație sexuală în timpul școlii.
Dacă vrei să te și distrezi, dar să și înveți câte ceva despre tine, relații, sex, oameni, poți viziona serialul pe platforma de streaming Netflix. Are 3 sezoane, iar zvonurile zic că și sezonul 4 e pe drum și apare undeva în toamna acestui an. Iar acum, dacă ești părinte și ne asculți și copilul tău a ajuns la vârsta la care trebuie să afli niște lucruri, îți recomand și ție acest serial pentru că ai și tu ceva de învățat de acolo. De ceva timp am și eu serialul ăsta pe watchlist. Noroc de Catinca, poate mă apuc și eu să-l văd. Chiar ți-l recomand. Te-a încurajat. Se pare că o să am un sfârșit de săptămână încărcat. Foarte. Evenimente interesante, un serial bun, ce altceva îți mai trebuie în viață. Un pic de muzică. Da, un pic de muzică și haideți să ascultăm The Business de la Tiesto. Generația Z, nativii digitali se dau pe radio. Am ascultat The Business de la Tiesto. În emisiunea de astăzi am vorbit despre un subiect interesant, spun eu, și cred că a ieșit foarte bine. Am aflat multe informații utile despre unul dintre subiectele acelea de care majoritatea oamenilor se feresc să vorbească și mă bucură că am fost noi, generația 10, care am avut curajul să intrăm în detalii și să ne exprimăm opiniile totodată. Avem ce să facem în următoarele zile și chiar nu prea știm de unde să alegem, nu, Tinca? Da. Într-adevăr, Mario, educația sexuală este un subiect care nu ar mai trebui considerat tabu, iar schimbarea cred că începe în primul rând de la noi, generația Z. Te anunț că episodul din seara aceasta se apropie de final, dar ne auzim vinerea viitoare tot pe București FM 98,3. Ne găsești pe Facebook, Instagram, pe conturile București FM, ne poți vedea și pe TikTok, generația Z Radio, iar dacă ai ratat vreun moment din emisiune sau vrei să distribui episodul prietenilor, ne găsești pe YouTube. După noi te așteaptă Lenzi Chiriac cu o emisiune rock. Mario, cred că mai ai ceva să le spui ascultătorilor noștri. Așa este, Tinca, ai ghicit, pentru că săptămâna trecută am rămas datori și discuția de curs atât de bine, încât nu ne-am fi dorit să încheiem emisiunea. Nu mai am mai fost timp și de citatul zilei care să ne caracterizeze. Iar pentru ediția de astăzi m-am gândit că replica celebra lui Nichita Stănescu, a poetului român, despre prietenie, se potrivește de minune, pentru că din ce văd și simt eu, între noi de la început s-a creat o legătură aparte și sper eu să se păstreze pe parcursul edițiilor. Așa că hai să nu mai lungesc cu sentimentele și sensibilitățile și să spun citatul. Acesta spune cam așa: prietenii mei nu sunt mulți, dar sunt nenumărați. Ce părere ai, Tinca? Nu că e bun? Da, foarte fain citat, mie chiar îmi place. Eu m-am atașat de voi și cred că e o energie foarte mișto în grupul ăsta nostru. Noi am fost generația Z și îți doresc să ai o seară minunată. În continuare asculți Kiss Me de la Dermot Kennedy. Bye! Bye! Generația Z, nativii digitali se dau pe radio.